În acest master plan, una din condițiile ex ante era crearea autorității de reformă feroviară. Pentru ce? Pentru că nu poți să fii în același proces, dacă vrei, și avocat și acuzat. Și atunci avem nevoie de o entitate care să fie distanțată, să aibă eagle's view, cum se spune, da, și să se uite la tot sistemul feroviar și în loc să adreseze, cum văd eu acum, punctual, că dacă mă uit, sunt îmbunătățite aici, 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 la îmbunătățiri de sistem. Pentru ce asta? Pentru că un lanț nu poate fi mai puternic decât cea mai slabă verigă. Și o să vă dau, deci, două exemple concrete. Eu încerc să-i fac să gândească altfel. Nu să gândească din punctul de vedere al celui care lucrează acolo, ci din punctul de vedere al cetățeanului. Cum percepe cetățeanul? Cetățeanul degeaba îi spui de 5 podețe, 3 bucăți. Spune-mi, e trenul mai curat sau fac mai puțin timp? Poți să ajung mai repede, da, acolo? Exact. E, și acum o să aveți surpriza că pentru prima oară cu acest avem, nu o să vă spun acum încă pentru că acum confirmăm, dar cu mersul trenurilor nou care o să fie acum în decembrie dat, da, pe anumite rute, și vorbesc de rutele lungi, o să fie durata scurtată cu o oră cel puțin, cum se poate. Nu o să vă pot spune București, acum pentru că... Acolo doare. Da, deci... Peste tot unde se poate, cu condiția ca linia aceea să nu fie sub reparație. Asta este. Deci, ei acum foile care l-ați văzut, mi le-au dat chiar când a intrat dumneavoastră, dar vreau să le verific și după aceea o să le împărtășim. Deci, și de ce reducere de timp discutăm? Vorbim de peste o oră. Vorbim de peste o oră, pe distanțe lungi, da. Și, din nou, se pot face dacă te uiți la lucruri sistemic, nu bucată cu bucată, și când te uiți împreună, și când te uiți în echipă, și când se uită infra cu CFR Călători. Se pot face.